Cea mai mare proiecție video în aer din lume a putut fi urmărită luni seara în Dubai, Emiratele Arabe Unite. O pânză de peste 2500 de metri pătrați a fost ridicată în înaltul cerului cu ajutorul elicopterelor, iar pentru videoproiecție s-a folosit cea mai performantă aparatură din lume adusă din Singapore. Pe cerul din Dubai a fost un adevărat spectacol, proiecția putând fi urmărită chiar și de la 3 km distanță. Pe ecran au rulat imagini cu fostul Sheikh Zayed, fondatorul Emiratelor Arabe Unite, iar la eveniment a participat și un reprezentant al Cărții Recordurilor, cel care a și semnat certificatul care atestă recordul mondial, înmânându-i-l apoi șefului companiei care a organizat videoproiecția. Puțin știu însă că ideea acestei videoproiecții a aparținut unei mușcelence, Irina Maria Baroș, din Câmpul Lung. Ea face parte din echipa de organizare și ne-a oferit în exclusivitate detalii despre această nebunie. Proiecția aeriană pe care ați văzut-o în Dubai și care a stabilit nou record mondial s-a mai făcut odată în New York în 2015, însă ecranul și partea de proiecție la vremea aia a avut doar 2000 de metri, pe când acum am lucrat cu o suprafață proiectată de 2518,97 de metri și un ecran de 3120 de metri suprafață totală. Asta înseamnă jumătatea unui teren de fotbal. S-a proiectat cu cele mai performante proiectoare din lume, care au fost aduse din Singapore, și am folosit 3 elicoptere pentru desfășurarea activității. Unul dintre ele a fost elicopterul care a și plimbat ecranul și de care practic am agățat ecranul respectiv. Al doilea elicopter a fost cel cu proiectoarele, iar al treilea elicopter a fost un elicopter mai mic de tip chopper, în care am avut camere de luat vederi și, bineînțeles, live feed-ul folosit. Irina Baroș va fi prezentă luni seară în studioul Mușcel TV în cadrul emisiunii De Vorbă Cu, moderată de Emma Popa. De la ora 21:15, Irina ne va dezvălui multe alte detalii din culisele acestui proiect.